Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari, care s-a alăturat recent Partidului Național Liberal, nu va demisiona din USR. Foștii săi colegi de partid i-au solicitat demisia, ba mai mult vor fi luate măsuri care pot culmina cu excluderea sa. În replică, edilul a declarat că nu își va prezenta demisia. Nu suntem la curent cu întrunirile USR, nici de la Buzău, nici de la nivel național. Eu le-am propus să păstrăm o legătură de colaborare. Depinde de ei, de organizația USR Buzău, dacă se va întâmpla acest lucru. Demisia eu nu pot să-mi o dau pentru că mi-aș pierde mandatul și am o responsabilitate față de oameni din Lopătari să duc mandatul la bun sfârșit și să încerc să acopăr nevoile din teren. Cât privește excluderea sa din USR, nu-l va afecta, a mai declarat primarul din Lopătari. Conform legii, dacă un partid, o organizație își exclude primarul, el nu își pierde mandatul, spre deosebire de consilierii locali care își pierd mandatul. Sunt prevederi legale la îndemâna tuturor. Dar dacă un partid își exclude un primar, el nu își pierde mandatul, pentru că el a fost ales cu numele, nu pe o listă ca consilierii locali. Recent, președintele USR Buzău a anunțat că organizația se va întruni în cadrul unei ședințe pentru luarea unei măsuri împotriva primarului comunei Lopătari. Putem discuta despre eventualul o excludere, despre alegeri anticipate în biroul local de la Lopătari și desemnarea unui nou președinte acolo, în organizația locală. Cam atât. Despre excluderea noastră din biroul județean, pentru că eram membru al biroului județean Buzău. Claudiu Constantin s-a alăturat la începutul săptămânii organizației PNL Buzău din pricina unor conflicte în cadrul Consiliului Local, inclusiv cu consilierii USR, dar și ca urmare a faptului că nu s-a bucurat de un suport real în vederea accesării de fonduri guvernamentale sau europene pentru comunitatea locală.